Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre fulger și curentul electric. Ați remarcat vreodată, în special în sezonul rece, când sunteți îmbrăcați cu haine groase și apropiați mâna de partea metalică a unei uși pentru a o deschide, că uneori simțiți o mică înțepătură și auziți un mic zgomot? În același timp, s-a format și o mică scânteie electrică între mâna voastră și acel obiect. Explicația fenomenului este aceea că, atunci când suntem îmbrăcați cu haine din lână naturală sau fibre din poliester, datorită frecării între pielea noastră și haine, pielea se electrizează pozitiv și prin apropierea mâinii de un obiect metalic are loc o descărcare electrică. Tot o descărcare electrică, dar de dimensiuni mult mai ample, are loc în natură, în timpul unei ploi sau a unei furtuni. Datorită deplasării norilor, picăturile de apă se freacă cu curenții de aer, în aceștia se formează zone cu încărcătură electrostatică opusă. De obicei, partea superioară a norului se încarcă pozitiv, iar cea inferioară negativ. Descărcarea ce apare ca un arc electric luminos între nori încărcați cu sarcini electrice diferite se numește fulger. Fulgerul este însoțit de un zgomot numit tunet. În laboratorul de fizică putem folosi mașina Wiemsurt pentru a crea mici fulgere și pentru a studia fenomenele din domeniul electrostaticii. Mașina Wiemsurt este formată din două discuri mari, apropiate, paralele, alcătuite dintr-un material izolant, de obicei sticlă, ce se pot roti în direcții opuse și pe ale căror fețe exterioare se găsesc niște sectoare metalice care se freacă de periile conectate la două condensatoare. În timpul rotirii, numărul sarcinilor electrice de sens opus crește, ele sunt colectate de periile metalice de care se freacă și se acumulează în cele două condensatoare, care, la rândul lor, sunt conectate la două sfere metalice, între care se creează un arc electric atunci când se încarcă cu suficientă sarcină de semn opus. Dacă v-a plăcut acest material, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări. De ce credeți că, în timpul unei ploi, întâi se vede fulgerul, iar după un timp se aude și tunetul? Și a doua întrebare, cum credeți că putem determina înălțimea la care are loc descărcarea electrică?